Vladimir Putin încearcă să distragă atenția poporului rus de la războiul din Ucraina cu un concert. La Moscova a început un meeting-concert în onoarea reunificării Crimeei cu Rusia. Au apărut numeroase dovezi că angajații statului și studenții au fost conduși cu forța la acest meeting. Organizatorii susțin că 100.000 de oameni ar fi trebuit să se adune în cadrul stadionului, iar alți 400.000 în apropierea lui. Sociologul Vladimir Ionaș a comentat acest subiect. Este doar o parte din tot scenariul pe care autoritățile de la Moscova le-au pus la cale pentru a nu arăta realitatea din Ucraina celor cetățenilor Federației Ruse. Face parte și acest concert din toată această campanie pe care administrația Putin a pus-o la cale, prin care, nu știu, le întrerupe accesul la rețelele sociale, le blochează accesul, televiziunile din Federația Rusă nu vorbesc despre războiul din Ucraina, ci despre anumite operațiuni speciale care au ca scop îndepărtarea naziștilor și a teroriștilor de pe teritoriul Ucrainei. Probabil prin acest concert se încearcă oarecum îndepărtarea celor care își doresc să protesteze, pentru că orașele mari, urbanul mare, reprezintă un pericol pentru Vladimir Putin și atunci încearcă, prin aducerea obligatorie a unui număr mare de spectatori la acest concert, să le arate acestora că, de fapt, majoritatea populației, inclusiv din urbanul mare, îl susține pe Vladimir Putin și susține acțiunile Federației Ruse din acest moment. Este, repet, conceptul este o parte a întregii campanii pe care o desfășoară Vladimir Putin în interiorul Federației Ruse.